deficit de personal, o să și vedem ce înseamnă acest lucru pe zonele sensibile, cum merg aceste două direcții. Haideți să vedem cum va arăta ordonanța despre care faceți vorbire la propunerea în, pusă în transparență publică la propunerea Ministerului Finanțelor. Până atunci vorbim despre presupuneri, vă spun doar că în coaliție s-a discutat și despre faptul că acolo unde se impune uh, și am dat exemplu ordinea publică, dar și în apărar, în, la Ministerul Apărării Naționale. Și în alte domenii sensibile, cu deficit mare de personal, pe baza unor memorandumuri aprobate în guvern, cu justificări foarte, foarte bine fundamentate, aceste concursuri de ocupare a posturilor vacante nu vor fi blocate. Vreau să azi? vă spun că la. Inspectoratul General pentru Stații de Urgență. Avem un memorandum aprobat în urmă cu 2 ani de zile, care este în desfășurare și care implică, care uh, menționează printre altele angajarea a 8.000 de pompieri. De asemenea, anul trecut am avut uh, proces, procedura de recrutare din sursă externă, în care aproape 5.000 de angajați au intrat, noi angajați, în Ministerul Afacerilor Interne prin această procedură, recrutare din sursă externă. Mai mult, ne-am propus și am și reușit să creștem numărul de locuri în școlile de subofițeri. De asemenea, am crescut numărul de locuri la Academia de Poliție. Am înființat la Academia de Poliție pentru prima dată masterul profesional, unde 75 de uh, colegi, după un an de cursuri, Bun, în promovând anumite examene, vor deveni ofițeri. Deci, prin toate aceste metode, da. nu facem altceva decât să reducem acest deficit de personal, în toate structurile mele de departe cea mai mare problemă cu care se confruntă Deci, Din ce ați spus dumneavoastră, eu înțeleg că se, acolo, în zonele sensibile unde se impun personal suplimentar, dumneavoastră faceți un memorandum, mergeți în guvern și angajările merg mai departe. Acolo unde aceste angajări în zone sensibile sunt argumentate, iar guvernul aprobă acest memorandum. Deci da, va fi -a întâmplat un acest... blocaj așa parțial al angajărilor la va fi, dacă, a, dacă acest lucru va propune Ministerul Finanțelor în ordonanța despre care vorbiți dumneavoastră. Încă, încă eu nu am văzut acest proiect de ordonanță, se discută foarte mult despre el, dar eu vreau să vorbesc despre lucruri pe care le-am văzut. Și atunci când o să vedem acest proiect de ordonanță în dezbatere publică și în coaliție, vom vedea cum arată, iar dacă aceasta este decizia coaliției de a limita pe cât posibil cheltuielile cu aparatul bugetar prin stoparea angajărilor, prin reducerea risipei, prin reducerea costurilor cu achiziții de bunuri și servicii. Această decizie a fost luată și anul trecut. Nu este o decizie nouă. Doar că atunci când ne uităm la capitolul încasării și constatăm că lună de lună, procentul uh, crește, procentul neîncasărilor în raport cu ceea ce ne-am propus. De asemenea, constatăm că anumite structuri ale statului responsabile cu uh, colectarea nu-și fac treaba așa cum ne-am propus. Evident că în aceste condiții, pe de-o parte, vii și ceri explicații acestor structuri, pentru că, spre exemplu, nici astăzi nu avem implementat e-facturare. În continuare, între, este inadmisibil ca între instituțiile statului să circule chitanțiere și facturi în format... Bun, dar nu uh, cred că de la chitanțiere uh, faceți reducția că Eu spun că evaziunea fiscală poate fi mult diminuată dacă toate aceste operațiuni se vor realiza în sistem electronic. De asemenea, radarul mărfurilor. Dau două exemple. Nu este uh, zona mea de responsabilitate, dar sunt multe uh, metode prin care putem să creștem nivelul încasărilor, dar în paralel suntem obligați să venim cu o, o mai bună uh, gestionare a banului, banului public. Și aceste măsuri fac parte din setul de măsuri despre care, da, am discutat în coaliție, dar nu am văzut un draft care să aibă o logică de la început până la sfârșit și pe care să-l pot comenta public.